De 25 de ani este captiv în propriul corp, de 25 de ani este dependent de pat. În ciuda gravelor probleme de sănătate, Aurel Călin din Victoria nu a renunțat să creadă în Dumnezeu și în semenii lui care l-au ajutat cum au putut. Acum are din nou nevoie de noi, de oameni cu suflet care să-l ajute atât pe el cât și pe fratele lui, imobilizat la pat și acesta în urma unui accident rutier. Soarta a fost nemiloasă cu Aurel Călin din orașul Victoria. În floarea vârstei, la 27 de ani, Aurel Ioan Călin a primit una din cele mai grele încercări ale vieții. A fost diagnosticat cu spondiloză anchilozantă. A căzut la pat, iar de un sfert de secol a rămas imobilizat, dependent de pat. A fost îngrijit de mama lui, însă în urmă cu 2 ani, aceasta s-a stins din viață. Nu i-a mai rămas decât un frate, pe Costică. Acesta venea des la el, îl îngrija, îi făcea mâncare și îl scotea la plimbare. Însă în primăvară acestui an, fratele lui a suferit un accident de circulație în timp ce se îndrepta cu ambulanța la Brașov pentru dializă. Fac un apel către tot poporul meu român creștin, oameni de suflet care vor și pot să mă ajute în următoarea problemă, să salvez viața fratelui meu, acum când iată se află undeva internat la Brașov și a suferit și un accident, are coloana ruptă în 3 locuri, iar accidentul a avut loc în timp ce mergea cu ambulanța la dializă. Aș ruga, nu vreau altceva și nu vreau să supăr pe nimeni, dar suferința mea și a fratului meu mă înspăimântă foarte mult și fac un apel la oamenii apropiați, cu iubire și la seminii mei, să mă ajute cu tot ceea ce pot. Speram salva viața fratelui meu. De atunci a rămas singur pe lume, singur într-un apartament din Victoria. Mai sunt câțiva vecini care îi mai trec pragul pentru a-l ajuta și din când în când o fată pe care o plătește din banii puțin pe care îi primește de la stat. Așa că patul a devenit întreaga lui lume. Lucrurile necesare sunt concentrate în jurul patului. Tot ceea ce vedeți în jurul meu aici, boala și suferința m-a obligat să le adun în jurul meu pentru motivul că nu am omul permanent și ca să le am la îndemână, să nu fiu obligat, că eu nu vreau pe nimeni ca să-l țin legat de mine. Vreau să le am la îndemână, de-aia le-am adunat aici, să mă servez de ele și să asta m-a obligat suferința, sunt nevoie și obligat să le țin lângă mine, să mă ajut, cum băți care sunt măscarpi sau să trag ceva lângă mine. Să fac lucrurile astea, deci toate astea le-am adunat aici pentru că îmi sunt necesare. Singurătatea e alinată în clipele lungi de repaus la pat de prietenii pe care și-a făcut în spațiul virtual. Nu mă pricep prea bine la calculator, dar microfonul și camera web pot comunica cu acești oameni. Nu este o lauda mea, dar pot spune că în ultimii 5 ani de zile, cel puțin 11 persoane le-am salvat de la faptul că ele vreau să se sinucidă. Iar eu puneam această poză, le-o arătam și zic, dacă acest om vrea să trăiască, vă rog din suflet, încercați și voi să luptați cu viața spre a vă salva viața. Oamenii vor să vândă casa, să dea bani mulți spre a salva viața, iar voi vreți să vă luați. În Victoria, toată lumea îl cunoaște. Oamenii spun că este un optimist și un luptător. Momentan, nu știu cine îl îngrijește, a fost îngrijit de mama lui și are și o soră cu un handicap, fără picioare, așa. Și, deci, de moment, nu știu cine și-a asumat răspunderea. Îl mai ajută foarte multe cunoștințe, oamenii din oraș, atunci când... au posibilitate, merg, mai ales oamenii mai necăjiți sunt cei care ajută de regulă, care merg la biserică. L-am ajutat și băiatul, un ofresorin. Duceți o mâncare, ce faceți? Nu, mai face băiatul o cafea când pleacă fata la țară, atâta. O sta cu maica sa până... maica sa a murit de acum vreo 2 ani și îl îngrijește lumea din jur. A fost o cantină socială, îi dădeam fiecare zi mâncare de acolo. Aia mergea numai periodic, era cantina asta, nu era permanentă.
când nu mai aveau fonduri, câteva luni pe an nu mai avea, dar îi aduce. Este o familie foarte, foarte cunsecată, care vine în fiecare zi la el, Sorin Balan, și îl ajută și aduce de mâncare în fiecare zi. Acum... Singurele lui dorințe sunt ca oamenii cu suflet să-i ajute fratele. De asemenea, își dorește un mijloc pentru a se putea deplasa.